Un bărbat din Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, a găsit o grenadă într-un șanț și, în loc să sune la 112, a ridicat-o și a dus-o într-un bar. Un client a realizat pericolul, a scos muniția din clădire și a cerut sprijinul autorităților. Totul s-a întâmplat în seara zilei de joi. Pirotehnicienii, ajunși la fața locului în cel mai scurt timp din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Nicolae Iorc al județului Botoșani, au constatat că este vorba despre o grenadă defensivă de mână, care avea mijloace de iniție intacte. Muniția a fost transportată în poligonul militar de la Copălău în vederea distrugerii la o dată ulterioară. Pirotehnicienii botoșaneni au constatat că este vorba de o grenadă de mână defensivă care avea mijloacele de inițiere intacte. Muniția a fost ridicată și transportată în poligonul militar de la Copălău în vederea distrugerii la o dată ulterioară. Echipa pirotehnică a verificat și zona unde bărbatul susține că a găsit grenada, dar nu au mai fost descoperite alte elemente de muniție.